Guvernul României a emis ordonanța militară cu numărul 8, prin care a dat niște linii suplimentare pentru a evita pe cât posibil răspândirea virusului COVID-19. Prin noua ordonanță vor fi interzise exporturile de materie primă, cum ar fi grâu, porumb, orz, sau produse de panificație și este menținută interzicerea exporturilor de echipamente medicale. Bunurile prevăzute în această ordonanță pot fi confiscate dacă nu sunt respectate măsurile. Cetățeanul orașului Ghimba merită lucrul ăsta. Întotdeauna ei sunt oameni cu adevărat care pentru ei muncim, ei ne-au ales, noi trebuie să îi respectăm și ei merită să beneficieze și să fie un oraș liniștit. Reprezentanții primăriei Ghimbav oferă cu adevărat un exemplu comunităților. Pe lângă faptul că aceștia le oferă tuturor cetățenilor echipamente speciale, de curând au achiziționat și mașini moderne, speciale pentru dezinfectarea stradală a orașului. Până la această oră, în Ghimbav nu s-a înregistrat niciun caz de COVID-19. Edilii spun că își vor da în continuare interesul, astfel încât cetățenii din orașul Ghimbav să fie și să se simtă în siguranță în comunitatea lor. Dorel Toma, primarul orașului Ghimbav, spune că în cazul în care vor mai fi necesare echipamente, dar și modele noi de dezinfectare, nu va avea nicio problemă în achiziționarea acestora, fiindcă siguranța cetățeanului în această situație de criză este cu mult mai presus față de orice lipsă financiară sau discuție politică. Astfel, edilul este întru totul implicat și participă activ la nevoile oamenilor din comunitatea pe care acesta o conduce. Nouă dezinfectarea orașului Ghimbav, ceva modern, dacă vedeți numai sectorul 3 din București și sectorul 5, am înțeles că și domnul Florea lucrează cu aceeași firmă. O să vedeți ce înseamnă această dezinfectare, în fiecare miercuri o să vină, sigur sunt și alte măsuri conform hotărârilor Ministerului de Interne, acele militare OG1 și 6. Noi suntem primii și sper că și colegii noștri ajutați de Consiliul Județean, că ei nu au bani, să facă aceleași lucrări. Angajații Direcției de Asistență Socială și echipele de voluntari au început distribuția pachetelor cu alimente pentru persoanele în vârstă în cadrul programului Dar din suflet pentru seniori. Cei 5.080 de beneficiari ai acestui program sunt pensionari cu domiciliul stabil în municipiul Brașov, cu vârsta de minim 63 de ani femeile și minim 65 de ani bărbații, care împlinesc această vârstă până în data de 31.12.2020, inclusiv și a căror pensie este de până la 1.000 de lei. Primarul George Scripcaru le-a mulțumit angajaților DAS și voluntarilor care sprijină distribuirea celor peste 5.000 de pachete, care cântăresc peste 10 kg fiecare. Este un tur de forță pentru toți cei implicați, cu scopul de a veni în ajutorul semenilor noștri. Brânză și 4 pâini pentru a asigura necesarul pe cel puțin o săptămână pentru persoanele vârstnice.
Deci am o părere foarte bună pentru acest ajutor, pentru că suntem în vârstă și nu mai putem coborâ scările, nu mai putem căra greutăți și așa că mă bucur că am fost înscrisă la Academie și mă cunosc cu toate fetele și m-am simțit foarte bine și acum vreau să mai vin. Dar dacă e restricția aceasta, nu mai, n-am mai putut să mai vin. Dar o să mai vin pe acolo, pe la Academie, că am timp și mai fac și mișcare, mai fac și socializare și e bine, suntem mulțumiți. Vă mulțumesc foarte mult. Ținând cont de criza pandemică care se întâmplă, din păcate, astăzi în lume și în țara noastră, ca aceste pachete să fie distribuite prin structura noastră de la Direcția de Asistență Socială, cu ajutorul voluntarilor și pe baza datelor pe care le avem din structura noastră de la Direcția de Asistență Socială, să mergem noi la fiecare persoană beneficiară acestui program cu aceste produse de primă necesitate pe care le-am achiziționat și pe care le distribuim în această perioadă, având în vedere că sunt și sărbătorile pascale în această perioadă, să creăm o bucurie și un sprijin pentru cei care sunt beneficiari acestui program. Îi rog pe cei care sunt în acest program să aibă în vedere că acești voluntari vor trebui să se prezinte, că fac parte dintr-o structură de voluntariat validată de Primăria Municipiului Brașov și se încadrează în acest parcurs pe care îl derulăm noi astăzi și nu de către alte persoane care nu au această calitate. Începând de ieri, se derulează campania Dar din suflet pentru seniori, în cadrul căruia se vor distribui pachete pentru toate persoanele vârstnice cu venituri sub 1000 de lei. Această campanie este derulată la inițiativa domnului primar și în urma ordonanței care prevede restricționarea circulației pentru persoanele vârstnice. S-a luat decizia de a schimba din tichete sociale care se acordau până acum sub forma unor bonuri valorice cu care vârstnicii își făceau cumpărături, să distribuim la domiciliu persoanelor vârstnice pachete cu produse alimentare de bază în valoare, bineînțeles, de 100 de lei. Anunțăm seniorii Brașovului că această distribuție se va face cu angajații Direcției de Asistență Socială împreună cu voluntari. Îi rugăm pe vârstnici să deschidă ușa și să primească aceste colete. Angajații noștri se legitimează, nu intră în domiciliul seniorilor. Aceștia sunt puși doar să semneze pe un proces verbal că au primit pachetul cu produsele alimentare. Programul distribuirii este următorul. Ieri am început cartierul Astra, astăzi vom finaliza ce a rămas nedistribuit în zona Planetelor. Continuăm cu zona Tractorul Bartolomeu Stupini, Uzina 2, iar mâine vom face Brașovul Vechi până la Calea Ferată și zona de Noua. Beneficiarii au fost preluați din baza de date a Casei Județene de Pensii. În contextul declarării pandemiei și limitării contactelor sociale, infractorii apelează la noi metode de înșelăciune. Bazându-se pe scenariul metodei accidentul, potențialele victime sunt apelate telefonic de către infractori care pretind că sunt rude și au fost diagnosticate cu COVID-19. În acest sens, solicită diverse sume de bani pentru achiziționarea de aparate de ventilație sau materiale de protecție necesare tratamentului sau ospitalizării. Poliția Brașov recomandă cetățenilor să fie foarte prudenți în această perioadă și să țină cont de următoarele recomandări. Să nu ofere date personale la telefon, indiferent de calitatea invocată de către interlocutor, să se informeze doar din surse oficiale, să nu dea crezare informației conform căreia, prin înmânarea unei sume de bani unor persoane necunoscute, pot fi achiziționate materiale sanitare necesare tratamentului sau ospitalizării. Să nu trimită sume de bani unor necunoscuți și să nu accepte să se întâlnească cu aceștia la ușa locuinței sau în orice alt loc stabilit de comun acord, indiferent de pretextul folosit. Să contacteze presupusele rude infectate pentru a lămuri veridicitatea informațiilor transmise telefonic. Să sesizeze polițiștii prin apelarea numărului unic de urgență 112 dacă au suspiciunea că ar putea fi victimele unei infracțiuni de înșelătorie. Poate că eu știam destul de bine treaba asta și cu toate astea, deci un pic așa să zic, am căzut în plasa lor. Și am făcut treaba asta, am zis să nu se mai întâmple și altora și să sune la poliție și să sesizeze.
Ăsta e sfatul meu pentru toată lumea, că probabil vă dați seama, eu zic că poate mai sunt persoane, dar au tăcut din gură, n-au sesizat și, drept dovadă, probabil că va lua amploare. Așa este, pentru că doar sesizând organele de poliție putem să-i prindem pe cei responsabili și acestea să fie pedepsiți conform legii. Exact. Vă mulțumim frumos pentru experiența împărtășită. Lucrările de licență sau dizertație se pot da și online pe perioada stării de urgență pentru anul universitar 2019-2020. Potrivit unui ordin de ministru publicat în Monitorul Oficial, scrie gformedia.ro. Condiția pentru ca acest lucru să se poată întâmpla este ca universitatea care alege să susțină aceste examene online să dețină o platformă pe care se poate face evaluarea online a candidaților. Proba trebuie înregistrată integral pentru fiecare candidat în parte, iar înregistrarea trebuie arhivată la nivelul facultății, mai precizează actul normativ conform g4media.ro. Parcarea de pe strada Nicolae Iorga din Brașov, dintre primărie și intersecția cu strada lungă, unde puteau staționa aproximativ 100 de autoturisme, a dispărut, măsura făcând parte din strategia de reducere a emisiilor de noxe. Mai exact, 4 locuri din fosta parcare de pe strada Nicolae Iorga au fost păstrate pentru amenajarea a 4 stații de încărcare a mașinilor electrice. La cealaltă parte din parcare au început lucrările de amenajare a unei zone verzi. Practic, această latură a parcului este amenajată în oglindă cu cea opusă de la Bulevardul Eroilor. Fostul trotuar care era la marginea parcării devenind o zonă pietonală, separată de drum cu o zonă verde, cu flori, gazon și arbuști. Pe de altă parte, purtătorul de cuvânt al primăriei Brașov, Sorin Toarcea, a declarat că, prin desfințarea parcării de pe strada Nicolae Iorga, numărul total de locuri nu s-a diminuat în zona istorică a orașului. De exemplu, autoturismele vor putea fi parcate în zona cinematografului Astra sau pe strada Cibinului, unde au fost amenajate locuri de parcare cu plată. Inspectoratul Școlar Brașov a postat pe site-ul propriu ISJBrașov.ro 3 chestionare, câte unul pentru elevi, profesori și părinți, în care îi invită să-și exprime părerile cu privire la modul în care să continue activitatea în educație. Pentru că ne preocupă felul în care percepeți continuarea școlii în această perioadă și pentru a putea veni în sprijinul vostru cu mai multe soluții de continuare a școlii, vă rugăm să acordați câteva minute pentru a răspunde la întrebările de mai jos. Completarea unui chestionar durează maxim 10 minute. Declară reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean. Potrivit inspectorului școlar general, profesor Ovidiu Tripșa, chestionarele sunt făcute de cei de la ISJ. Vizează doar județul nostru și răspunsurile vor fi doar pentru uz intern. Conform aceleiași surse, intenția este de a vedea în ce mod pot fi continuate activitățile, în cea mai bună formulă, astfel încât să nu fie presiune pe elevi, care studiază și primesc teme în online de la diverse materii, dar nici pe profesorii care deja au activități în online. Asta, desigur, acolo unde activitățile se desfășoară în online, pentru că sunt și comunități unde accesul este mai dificil. Anul acesta creștinii vor primi, nu vor lua singur lumina sfântă. E încă interzis accesul în biserici, așa că voluntarii echipați cu mască și mănuși vor împărți din casă în casă lumina învierii. Și de flori sunt reguli noi pentru enoriași. Rugați-vă acasă, este mesajul preoților și pentru ortodoxi, dar și pentru catolici. Pandemia de coronavirus schimbă și obiceiurile de Paște. Biserica Ortodoxă a anunțat noi reguli pentru sărbătoarea florilor și a învierii Domnului. În primul rând, pelerinajul de flori nu se va mai ține în acest an. Slujba din noaptea de înviere, da, însă nu în prezența credincioșilor. Serviciul Județean de Ambulanță Brașov vrea să angajeze 30 de persoane pe o perioadă de maxim 6 luni. Astfel se caută 12 asistenți medicali, 17 șoferi de autosanitară și un inginer compartiment tehnic. Cei interesați pot accesa site-ul Ambulanței Brașov, ambulanțabrașov.ro, pentru a vedea care sunt condițiile cerute. Dosarele se depun până cel târziu în data de 14 aprilie la sediul instituției din strada Victor Babeș 27. Cincisprezece voluntari ai Crucii Roșii asigură serviciile de furnizare alimente și bunuri de igienă personală pentru 3 dintre centrele de carantină din Brașov. Sunt 15 tineri curajoși și inimoși care au ales ca, în această perioadă complicată și cu multe riscuri, să facă ceva mai mult decât să se protejeze pe ei. Au ales să-i protejeze pe toți brașovenii. De aceea ei intră în centrele de carantină și le asigură persoanelor aflate în carantină cele necesare. Nu le este atât de frică să intre în contact cu persoane care vin din zone de risc, mai ales că încearcă să își ia toate măsurile de protecție. Satisfacția lor este că pot ajuta și cea mai mare bucurie este când primesc un zâmbet cald din partea celor pe care îi ajută.
Este dificil în anumite momente, dar este o satisfacție destul de mare în momentul în care știi că ajuți și primești un zâmbet foarte cald din partea persoanelor pe care le ajuți. Periculos activitatea pe care o faceți? Având în vedere că suntem foarte bine echipați, eu zic că este în regulă și putem ajuta și alți oameni la rândul lor. Cu ce situații v-ați confruntat? Nu știu dacă am avut situații mai puțin bune, dar suntem foarte fericiți când vedem că oamenii ne apreciază pentru munca noastră. De ce ați ales să fiți voluntar? Din dorința de a ajuta și de a-mi folosi totuși timpul cât mai constructiv posibil. Nu este periculos în ceea ce faceți acum? Într-o oarecare măsură este, dar ne asigurăm mereu că suntem protejați și echipați complet. Câteva lucruri bune despre activitatea voastră, ce care s-au întâmplat în aceste centre și poate mai puțin bune dacă a fost cazul. Mai puțin bune nu prea au fost, oamenii sunt cât de cât înțelegători și bune, vedem zâmbetele oamenilor pe față, mereu. În această perioadă, o parte din voluntari, cei mai bine instruiți, membrii detașamentului de intervenție în caz de dezastre, se ocupă de distribuirea hranei în centrele de carantină. Iar ceilalți se ocupă de acțiunile sociale pe care le făceam și înainte. Încercăm să continuăm proiectul Banca de Alimente pentru persoanele vulnerabile, mai ales că acum numărul lor a crescut foarte mult, să căutăm să ajutăm cât mai mult comunitatea brașoveană. La centrele carantină folosim în jur de 15 voluntari, voluntari care au primit un instructaj de la medici și asistente care lucrează în domeniul epidemiologic. Iar în cadrul proiectului Banca de Alimente încercăm să angrenăm cât mai mulți voluntari, să vă spun un număr exact nu pot, în jur de 30-40 care vin mult mai des decât ceilalți. Cei care vin o singură dată nu prea îi pune la număr. De obicei ne întâlnim cu situații dificile la început, când persoanele vin din afară în prima, a doua zi de carantină instituționalizată. Ei nu înțeleg că suntem aici să-i ajutăm, că vrem doar binele, totodată vrem binele populației și atunci ei trebuie să stea 14 zile aici ca să nu se extindă această epidemie. Am avut situații deosebite, a fost la un moment dat nevoie să chemăm și echipa de intervenție a jandarmeriei, la fel o persoană care tocmai venise făcea scandal că ea de ce trebuie să stea acolo. Na, până la urmă s-au calmat, chiar au fost externați zilele trecute, au ieșit negativ la testele pentru COVID. Am avut situații plăcute, pot să spun, dar totuși care pentru noi nu reprezintă un avantaj. Oamenii consideră că trebuie să ne mulțumească într-un fel și atunci ne oferă bacșiș, să zic așa. Noi refuzăm, nu avem voie să luăm bani, facem asta pur din plăcerea de a ajuta. Unul dintre cele 7 principii ale noastre este umanitate, iar faptul că ei stau aici le denigrează un pic acest principiu. Noi încercăm să arătăm umanitate față de ei. Să stea cât mai mult în casă, să evite deplasările inutile, să ne lase pe noi, atât voluntarii, cât și cei angajați, asistenți medici, ambulanțieri, să ne facem treaba, pentru că dacă ei stau în casă, epidemia nu se răspândește și atunci ne este mult mai ușor să lucrăm. Și într-un final toată lumea o să iasă înapoi afară la soare. Voluntarii Crucii Roșii, în linia întâi a luptei cu coronavirusul. În acest moment, Primăria Brașov are deschise 6 centre de carantină funcționale, dintre care la 3, Crucea Roșie asigură serviciile de furnizare alimente și bunuri de igienă personală.